Deficitul de fond forestier clasează județul Telorman pe ultimele locuri la nivel național în ceea ce privește suprafața împădurită. Zonele împădurite reprezintă doar 4,9% din suprafața totală a județului, un procent insuficient potrivit specialiștilor care spun că Telormanul are nevoie de o zonă împădurită de cel puțin 15%, adică pădurile județului ar trebui să fie de încă două ori mai mari decât în prezent. Acum, județul beneficiază de doar 30.000 de hectare de pădure, ceea ce duce la probleme de mediu pe termen lung. Vedeți foarte bine ce se întâmplă din cauza emisiilor de gaze. Toți factorii antropici și nu mai spun toate. Vedeți tot ce se întâmplă. Schimbările climatice ne-au distrus toate condițiile prin care noi putem să avem o viață normală. Deci Telorman stă foarte prost la procentul de pădure. Media europeană este de 30 și media națională este de 30-35% suprafață ocupată cu păduri. Dumneavoastră nu aveți nici 15%. 5%. Deci sub 15%. Pentru rezolvarea acestor probleme ar fi nevoie ca suprafața împădurită a județului Telorman să crească în perioada următoare de cel puțin două ori, spun specialiștii. În acest sens, reprezentanții direcției silvice au identificat o soluție la îndemână, autoritățile locale să identifice și să pună la dispoziție terenurile nefolosite din fiecare localitate și care pot fi împădurite. Iar Planul Național de Redresare și Reziliență alocă 500 de milioane de euro sprijin pentru astfel de investiții. Este un program național foarte important, cred că cel mai important din istoria României la momentul acesta. Acesta se referă la un sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri. Este un proiect de 500 de milioane de euro. Județul Telorman are o particularitate aparte. Are suprafețe de teren foarte pretabile pentru împădurit. În plus, orice suprafață trebuie reîmpădurită în maximum 2 ani de la momentul tăierii copacilor.